Bine ați venit, vreau să vă salut astăzi aici, vă spun încă o dată bună ziua celor care nu au fost prezenți până acum. Vă dați știri informație care este pentru orele 16:00. Pentru rata participării în municipiul Chișinău, până în prezent, au avut deja 24 și mai mult de 24%. Prezenți la urnele de vot pe municipiul Chișinău. La fel pentru sectoarele în municipiul Chișinău, rata prezenței pentru exprimarea dreptului de a vota, pentru sectorul Botanica este de 25%, Buiucani 24,2%, Centru 25,34%, sectorul Ciocana 23,26%, sectorul Răstan 25,66% și suburbiile 20,30%. Din nou observăm rata majoră a prezentării pentru sectorul Răscan și suburbiile rămân a fi cei care au o rată mai mică de prezență la urnele de vot. Pentru profilul de vârstă al alegătorilor, între vârsta de 18-25 de ani, 7894, pentru cei care au vârsta de 26 și 40, 32% și 873, între vârsta cuprinsă 41-55 de ani, 36,183. Pentru vârsta de 56-70, avem cea mai mare rată de prezentare, este de 56,1%. Vârsta procentală 16%. Cea mai ridicată prezență la vot se atestă în comuna Tohate, care are rata participării de 25,77% și cu cea mai scăzută prezență la vot rămâne a fi Băcioiul cu 15,25%. Cam asta este informația pentru orele 16. Cu alte informații revenim la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc! Contestație nu este, o singură sesizare parvenită de la domnul Andrei Năstase, care atestă faptul că nu corespunde numărul buletinelor de vot care au fost solicitate de către birou cu cel care a fost recepționat de către birou. Consiliul s-a întrunit într-o ședință și ca răspuns a acestei sesizări a fost cum este de competența Consiliului de a verifica care este modul sau procedura de ce nu se atestă numărul buletinelor de vot. Voi reveni în detalii, avem numărul biroului, avem actele constatate, adică ca să înțelegeți procedura. Birourile electorale, după numărul de alegători, ne dau numărul solicitărilor pentru buletine. Noi ridicăm acest număr de la tipografia care ne tipăresc aceste buletine de vot. În urma verificării numărului de către președintele biroului și componența nemijlocită a biroului, printr-un act de constatare, se constată faptul. Sunt mai multe sau mai puține decât cele solicitate. Avem acest act de constatare a numărului care nu corespunde cu cel solicitat. Pentru următoarea întâlnire, voi da numărul exact care sunt birourile și care este numărul care nu corespunde cerințelor care au fost solicitate. Nu deținem această informație la moment, cu părere de rău. Această informație va fi, cred că, pentru orele 21. Alte întrebări? Vă mulțumesc!